Ar trebui să fim cu Dumnezeu în toată clipa. Auzi și spune Psalmul 33. Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea. Că rugăciunea e viața sufletului nostru. Pururea să ne rugăm Lui Dumnezeu. Ai văzut Psalmul 102. În tot locul stăpânirii Lui binecuvântează sufletea. Ai văzut marele apostol Pavel, mai clar spune, neîncetați vă rugați. Câte ceasuri vă rugați voi dimineața? Și câte țară? Sunt Ioan Gurdea spune, țara să rogi 3 ceasuri, dimineața 3. Și la miezul nostru măcar un ceas. Câte ceasuri vă rugați dimineața? Că vă scuză. Ceasuri nu. Ar trebui, dar nu ne rugăm ceasuri. Vezi? Și vine moartea mâini pe mine. Mântuitorul a spus, privegeați și vă rugați că nu știți ziua nici ceas. Mâine pe mine plecăm, toți plecăm. Nu rămâne nimeni, dar nu știm când. Noapte știu când. Da. Moșul putrigai, moșul putrigai. Treptele rugăciunii sunt nou, dar noi ne rugăm măcar cu buzele, măcar cu gura. Treptele cele mai de jos. Treapta cea mai de sus? Și duce apostolul Pavel, aduce Domnul roada buzelor noastre. Și duce Duhul Sfânt în Psalmul 33. Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea pururea lauda Lui în gura mea. Și duce Psalmul 102. În tot locul stăpânirii Lui, bine, și duce apostolul, nește, cu glasul meu către Domnul a strigat cu glasul. Vezi? Aici patru feluri a buzelor, a gurii, a limbii și a glasului. Sunt pe cui cel mai de jos a rugăciunii, în treptele rugăciunii. Cu aici se învață cineva întâi, când e prunc. După ce te rugăm măcar 10 ani, cu limba, cu buzele, cu gura și cu glasul. Ai se vede la o vreme că sunt nevoie și aia ce duce gura să întreagă mintea. Nu se le duce așa numai aiurea. Și când omul ajunge și aia ce duce cu gura să întreagă cu mintea, a ajuns la treapta a cincea. Treapta rugăciunii minți. Dar la treapta rugăciunii minți e desăvârșită. Nu. Rugăciunea minții e pasăre cu aripă, e jumătate de rugăciune. Rugăciunea cu un picior, poți merge cu un picior. Poți vura cu aripă și acolo atacă drașe pe minți și la minți. Trebuie rugăciunea, treapta a șasta, rugăciunea inimii. Să pogori cu mintea în inimă. Și când te pogori cu rugăciunea în inimă, cu Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătos. Când te cobori mintea, întâlnește două vreme. Întâi, vama imaginată, începuire, să nu te începui nimic. Fiul Dumnezeu nu poate începui nici rovime, nici sărați nimic. El n-are margine de slavă. Și vama a doua, vama rațiune la poarta inimii. Când se pogori mintea în inimă, primul semn dai un cui de foc în țâța stângă, aici inima și la barbaș, la un cui de foc. Se încălzește inima tare, începe o dulceață dumnezeiască de la inimă în pieptul, culoana de tot corpul să fie foc. Și începe vocea cui de lacăn, dar nu așa lacăn. Îmi povestea un bătrân în pustie cu care aveam legături. M-am pogorât cu mintea în inimă 2 ore și 10 minute.
Și atât a dulceată dumnezeiască, vin să-mi întâlnești Hristos cu sugetul nostru, că l-avem de la botez în inimă. Și atunci, din partea rațională, stă de vorbă cu sugetul nostru. Când două ori și zece, și am avut cinci batiste la mine și le-am stos de trei ori de lacrimi. Așa e rugăciunea, cu atâta lacrimi. Așa e curată inima. Alta rugăciune așa curată a inimii la care ajunge unul din 10.000 din cei care se țeleg Sfântul Isaxel. S-a pus rugăciuni mai mari de sine mișcătoare, rugăciunea văzătoare, rugăciunea contemplativă, nu mai spun, s-a pus care rugăciunea contemplativă, nici nu se mai cheamă rugăciune, se cheamă vedere Dumnezeu. Că și Iisus răpit pază până la al treilea așa. Și nu știa dacă a fost într-un sau afară de trup. Lasă, băi, frate, du-te cu șmecerii ăsta de ei. Există pentru fiecare un ceas al venirii și unul al plecării. Cel din urmă a sosit și pentru monahul Ilie Cleopa. După un drum lung, istovitor, dar luminos, la capătul a aproape 87 de ani de viață. Peste 60 i-a petrecut cu plecări și întoarceri, cu fuga în pustie, la mănăstirea Sihăstria, unde cuvântul său plin de har a tămăduit mulțimi de credincioși care au fost pentru dânsul ca lumina cea scumpă a ochilor. Cea mai mare înțelepciune care păzărte pe om de tot păcatul. Și-l duce la rai. Și-a dus marele vasăre. O, e umul! Cea mai mare înțelepciune care păzărte pe om de tot păcatul și-l duce la fericirea veșnică este pururea să vezi moartea înaintea ta. Moartea! Și să ai în minte și în inimă pe Doamne Iisus. De cuci și de Sfântul Vasile. Scriptura spune să mergi drept înaintea Domnului, să nu te abat nici la stânga, ca să poți merge drept, trebuie două ziduri. Dar nu de cărămidă, nu de piatră, nu de ciment, nu de fier, nu de lemne. Două ziduri duhovnicești. Să ai în dreapta frica lui Dumnezeu și în stânga frica morții. Că Scriptura spune, cu frica lui Dumnezeu se abate tot omul din lor. Cine are frica lui Dumnezeu în dreapta și frica morții în stânga, merge drept înaintea Domnului. Noi dormim în păcat tot timpul. Cred că dormim și... Că dacă n-am dormit păcate, am plânge de tot ziua, am plânge păcatele noastre. Ai văzut să întoarce ne cel mare, o plâns 80 de ani în pustie. Eu când duc genelii la ochi, atât o plâns. Și l-a trăit în palat, la Roma a fost cu împărat. Și în pustie a plecat în pustie ca nu. Așa era Sfânt, care plânge păcatele. Că toată clipa greșim lui Dumnezeu. Mânca vă raiul să vă mănânci. Ați venit la un potrigai de moșneac?